Deci 5 în 3 și... cât ai zis? 5 întregi și 1 pe 20. 5 întregi și 1 pe 20. Așa, minus 2 întregi și 1 pe 3. 1 pe 3. Minus 1 întregi și 1 pe 5. 1 pe 5. 15, da? Este egal cu? Este egal. Cât? Darius vorbește. 101. Da, tu. 5 ori 20, 100 și cunosc 101 supra. 120. Da, minus. Minus. 6. 7 pe 3. Corect. Minus 1, 15 cu 16. 16 pe 15. 10. Și egal cu? 40. Ei, acum este. Cum aflăm numitorul? Cine este cel mai mic număr la care se împarte? Se împarte și 3 și 20 și 60. De ce nu-i bună? Să ai zis nu. Ai anulat repede, nu? Ai zis 60, nu. Păi de ce, de ce l-ai anulat? Stai să vedem, 60, ai zis tu, 60 se împarte la 20? A, de fapt, da, se împarte. Și se împarte și la 15 și merge de 4 ori. Și la 3 și merge de 20 de ori. Da. Deci 60 e foarte bun. Și cred că e cel mai mic cu putință. Haideți să vă arăt când situațiile astea, când nu vă descurcați, cum procedez. Luăm pe 20 de parte. 20 este egal cu... cu cât oricât fac 20. Sau știți, punem bara asta și descompunem, da? A, da. Și merge prin 2. Și 2 în 2 odată, 0 ori. Iar prin 2, de 5 ori, 5. 5 în 5, 1. Și zicem că 20 este egal, da? 20 este egal cu 2 la a doua, ori 5. 20 e 2 la 2 ori 5. Pe 3, 3 egal cu 3, când mai ce face. Iar 15 este egal cu 3 ori 5. Da? 3 ori 5. Și cel mai mic multiplu comun, cel mai mic multiplu comun, este egal cu C, M, 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 C. Este, luăm dintre cei comuni, pe cel cu puterea cea mai mare. Dintre cei comuni văd că 3 s-a repetat, dar n-are exponentul mai mare vreunul din el. Deci îl punem pe 3. Pe 5. Iar și îl vedem comun. Dar nu există un număr cu exponent mai mare. Deci luăm ori 5. Și dintre cei necomuni îi luăm pe toți. 2 la a doua nu mai este nicăieri, îl scriem. Și atunci vine ca valoare 3 ori 5, 15. Ori 4. 15 ori 4 și egal cu 60. Iată cum am găsit numărul, numitorul comun. 60. Da? 60. Punem pe 60. Și acum, Ștefania, ce facem? 60 îl împărțim la 20. 60 îl împărțim la 20. Face de 3 ori, nu? 20, da. 20, 20. Da. Face și logic. 3. 60 împărțit la 3. 60 împărțit la 3. Păi 20. 20, corect. 20. 60 împărțit la 15. 60 împărțit la 15 de 4 ori. 4 ori, iată cum zic eu. 15 e 3 ori 5. Dacă pui mâna pe 3 ori 5, rămâi 2 la a doua, adică 4. Deci amplificăm cu 4. Și acum vine 3 ori 101. 303 supra 60. Nu mai. Am pus un singur numitor. Da. 303 minus. Minus 140. Adică 140 și minus. Minus
64. 4, 6, 24, 4, 1, 4, 2, 6, 64. Și egal cu. Ia să vedem, să facem fiecare calcul, să vedeți cât vă dă. 99. Ia să vedem ce zice Ștefania. Ne fă o dată, ca să nu cumva să fie greșit. Trebuie să fii sigur, da? Păi dacă se mai simplifică fracția asta, du-o până faci ireductibilă. Mi-a dat 98. 98. Deci ar fi fost 303, Ștefania, minus, adun datoria, minus 204. Da? Deci 303 minus 204, supra 60. Și dacă ar fi fost 303 minus 203, ar fi fost 100. Dar fiindcă 204, rămâne 99. Că 4 din 13 nu fac 8. 4 din 13 e egal cu 9. Da? Deci dacă ar fi fost aici minus 203, din 303 scăzut 203, făcea 100. Dar fiindcă e minus 204, mai scazi un 1 din 100. Mai scăzut un 1 din 100, 99. Deci vin 99 supra 60. Simplificăm prin cât? 99 pe 60, nu? Ah, da. Prin cât? Și 9 pe 60. Faci prin cât, Ștefania? Prin 2 nu merge. Zero. Da? Nu prin 0, nu se spune. Să nu se simplifici nici la altă. Deci, prin cât? Deci nu mai pronunțăm niciodată când simplificăm prin 0, că împărțirea la 0 nu are rost. Știu. Este cea mai mare greșeală. Deci nu pronunți așa că speri. Nu, nu se pune problema să gândim așa. Prin cât? Prin 3 cred că ar merge. Că 99 se împarte prin 3. 60 se împarte prin 3. Da, chiar. Deci 3-ul este un divizor la amândor, la cele două numere, da? Ambelor numere. Și vine că 3 în 9 din 3. 3 în 9 din 3. 3 și 3 pe 20. Și se mai simplifică? Chiar să vedem. 33 ar mai ar fi 3 ori 11, dar jos nu mai vrea 20 prin 3. Și rămâne cât? Finalul 33 pe 20. Da? 33 pe 20. Alte exercițiu? Dacă fost la H, da. Da. Te rog. 7 minus 7 minus 2 întregi. 7 minus 2 întregi. Și 1 pe 3. Și 1 pe 3. Așa, minus 1 întreg și 1 pe 4. Și 1 pe 3, da. Egal. Egal. Hai să vedem aici, Ștefania, să o facem repede. Cât va veni? Egal cu vorbește. Egal cu 7. Pe. 7 pe 1 ca să fie la îndemână. 7 pe 1 minus. 7 pe 1 minus. 3 ori 2, 7. 1, 7. 7 pe 3.
minus 7 pe 3. 4 la 4 și 9 la 5. 5 pe 4. 4. Și egal cu? Nu uite oricum în 12. De ce 12? Ba, fiindcă 3, la 6 nu se poate, fiindcă nu vreau 4. La 8 nu se poate, că nu vreau 3. La 12 se poate, fiindcă vrea și 3, deci 12 sunt 12 se poate și la 3 și la 4. Așa punem numitorul 12. Și 12 cel la împărțit la 1, amplificăm una prima cu 12. Pe următoare Ștefania cu 4 și pe cealaltă cu 3. Și la vom avea 7 ori 2, 14, 7 ori 1, 7 și cu 1, 8, 84, minus. Minus 28, da. Minus 15. Așa. Și este egal cu? 41. Ok. După 41, dacă nu e bine, tu răspunzi. Este 12. Mi-a dat 71. 71? Nu are cum 71. Nu are cum, că din 80 și ceva scazi 20 și nu poate fi 70. Da. Am scris 19, am luat cu 15. Așa. Da. Deci, și 80. Și scăzăm 19, chiar mai mult. Hai să vedem, Ștefania. Deci, din 84, scădem... 43. Scădem 40... 43. 45 cu 8, 13. 2 cu 2, 4. 43. Din 84 scăzăm 43. Ne dă 31. 3 din 4, 1, 4 din 8, 4, 41 pe 12. Deci corect este 41 pe 12. Alte exerciții? Jo. Da. 10 minus 3 pe 1. 10 minus 3 supra 1. Ah, pardon. 3 în 3 și 1 pe 12. 3 în 3 și 1 pe 12. Da. Minus 1 întreg și 1 pe 24. Minus 1 întreg și 1 pe 24. Și atâta. E calcul. Ștefania, te rog. 12 ori 3. 10 lăsăm, da? Da. 10 pe 1. 10 pe 1. Minus. Minus 12 ori 3. 37 37 supra 13 minus 5 supra 1 ori 24 și 1 25 supra 25 pe 24. Așa. Și egal cu. Ia să vedem care e numitorul comun. 24. De ce există 24? 12 plus 12 egal cu 24. Deci 24 se împarte la 12 și la 1 nu mai avem problema. Deci așa este 24. Punem numitorul comun 24. În prima amplificăm cu 24. Și 4. Pe cealaltă 2 și cealaltă cu 1, da? Și bine, 24 ori 10. 40 minus. Da, 27, 14, 26, 74, da. Și minus 25. Și egal cu fiecare lucrează. Să vedem cât obținem. 240 minus 74 minus 25.
141. Să vedem și Ștefania ce ne dă, ce răspunde. Da? Deci, practic, este 240 minus 99, că 5 cu 4, 9, 2 și 7 cu 2, 9, supra 24. Și 240 minus 99, dacă ar fi fost 100, din 240 scădeam 100, că nu e 140. Da. Dar fiindcă a scăzut numai 99, am 141. Da? Deci, egal cu 141, face și mine. Și mental, da? Da. Calculul ăsta. 4. Ia să vedem dacă ăsta este ireductibilă sau reductibilă, să vedem. La 2 ar merge? Simplificată? Nu. Vrea asta de jos, dar nu vrea cea de sus. 3 în niciun caz. De ce ai zis în niciun caz? Stai, nu mă interesează. Cică. 2 cu 4, 6. 6 și 6 se împarte la 3. Deci cea de sus vrea. Dar asta de jos. Dar asta de jos vrea? Și asta vrea. E tot 6. În concluzie, prin 3 merge sigur. Prin 3 merge sigur. 3 în 14. De 4 ori. 4 ori 3, 12. Rămâne restul în 2. Punem pe 1, 21. 3 în 21 de 7 ori. 8. Și 3 în 24 de 8 ori. Și atunci face 4, 7 pe 8. Și asta este ireductibilă. Asta este ireductibilă pentru că asta ar vrea prin 2. Dar nu vrea cealaltă. Și nu vrea cealaltă. Și atunci... Asta vrea prin 8, dar nu vrea cealaltă. Deci e clar că nu se pune problema, nu mai merge. Dacă n-am mers prin 2, nu ne mai gândim la 4, la 8, da? Că nu-i 2-ul care e componență divizor cu 8. Și al 2 și al 4 și al... Altceva. 7 întregi și 1 pe 10. Și 1 pe 10. 10 minus 2 minus 2 întregi. Și? 2 întregi și 1 pe 5. 1 pe 5, da. Și atât. Egal cu. Ștefania, egal cu? 7 de 1, 7 de 1, 10 de 1. Da. 5 ori 2, 2 de 1, 2 de 1 mai 3. 2 de 1. Păi deși nu e 2 între 3 și 5 mezi? Nu. Dar cum ai zis? Am zis 7 între 1 pe 10 minus 2, minus 2 între 1 pe 5. Dacă ai zis 2 între 1 pe 5, nu. Asta facem. Introducă din întregii în fracție. Deci 2 minus 2. Deci 2 și minus 2 între și o cincime? Da. Deci 2 minus 2 între și o cincime. Da, așa. Așa se înțelege, că de parte am greșit. Știți? Dar ai dictat așa. Da, amândoi am înțeles, frate. Nu, e mai citește cu o dată. 7 întregi 1 pe 10 minus 2 minus 2. Păi minus 2, da. Face o pauză, minus 2, minus 2 în 3 și 8 5, ca să ne admuți că sunt 3 termeni. Așa că deci minus 2, minus 2, minus 2 și 8 5, ne-ai băgat în ceață. Noi așa am înțeles, așa am scris. Mergem mai departe. De 71. Minus 2 pe 1. Minus 2 supra 1, da. Minus 11 pe 5. Minus 11 pe 5, corect. Egal cu? Numitor cu 1, 10. 10, corect. 10, 2. Și egal cu 71. Hai să amplificăm la 2 cu 10. Și ne face cu 2, nu? Și pune numitorul comun care este 10. Așa. Și vine 70. Vorbește și te facem tu. 71. 1 minus... Minus 20, minus 22. Minus 22. Și este egal cu? 23. Face?
29. Adică cel puțin 7 de 29. Te-ai obișnuit cu chestia de 71 minus 42 supra 10 și face 29, corect, 29 supra 10, pentru că zici 2 din 11, 9, 4 din 6, 2, 29 pe 10. Mai este simplificabilă 29 pe 10? Nu. Nu, că ar vrea asta prin 2 sau 5 și dincolo nu vrea. Și atunci e deductibilă. Merge mai departe, te rog. Da. 4 în 31 pe 9. 4 în 31 pe 9. Minus 2 în 31 pe 5. 1 pe 5. Minus 1. Minus 1. Și egal cu 37 pe 9. Da. Minus 11 pe 5, da. 5 minus 1 pe 1. Minus 1 pe 1. Și egal. Numitor comun ar fi 18 pe 1. Ia să vedem pe cât credeți că este. Una 9 și alta e 5. Oh, 45, sigur că da. Că 5 și cu 9 sunt prime între ele. Și atunci le iei pe amândouă mulțite. 5 ori 9, 45. De ce amplificăm aici cu 5? Că aici cu 9 și din partea asta dă cu 45. Și face 37 ori 5. Ia mulțiți. Așa, 37 ori 5. Da. 35, 53, 53, 15, 185, 185, minus 99, 99, e bine, minus 45 este egal cu 5. Deci 185 minus 145. Așa vine 185 fac minus 144, bine? Da. 4 din 5, 1. 4 din 8, 4. 1 din mic. Pe 45. Da. Ce ziceți? Să mai simplificăm prin cineva? Nu. Din ce motiv? Fiindcă s-ar simplifica prin 5, dar nu prea celălalt. S-ar simplifica prin 9 sau prin 3, dar nu vrea deloc celălalt. Că 41 e număr prim. 41 e număr prim. Da. Da? Poți să spunem și număr prim. Adică n-am niciun divizor. Da. Și atunci fracția este ireductibilă fără niciun comentariu. Și în sfârșit, ultimul exercițiu de două stele, calculați A. 5 supra 4. Deci să calculăm. Supra 4 minus 2 supra 5 plus paranteză 2 minus 1 supra 2 paranteză 2 minus 1 pe 2 așa egal 5 pe 4 minus 2 pe 5 2 pe 5 și facem paranteza da, 2 pe 1 2 pe 1 sub înțelege minus 1 pe 2 da? Și egal cu? Deci 5 pe 4 copiem minus 2 pe 5 minus și acum să facem calculul aici, da?
egal cu 5 pe 4. Aici amplificăm cu 2. Da, acolo da cu 2. Da. Așa. Și vine un numitor comun în 2. 4. 2 ori 2 e 4 minus 1. Nu mai pune paranteză. Da, și egal cu 3 pe 2. Nu, păi 3 pe 2 până ajung acolo. Nu poți egal în 3 pe 2. Te scrii 5 pe 4. 5 pe 4 minus 2 pe 5 și minus 3 pe 2. 3 pe 2. Așa. Mi-am scris mai rapid. Da? Bun. Și acum, care e numitorul comun? Numitor cu... Ce număr sunt 20. 20. Ștefania, tu ce părere ai? Sunt 4 și la 4 și la 3 și la 2? La 2 nu. 20 s-ar împărți la 2. Da. La 4, dar la 3 nu. Ați greșit, domnule. Zi. Acolo a scris 5, acolo 5, acolo 5 și aici a scris 3. Și de fapt era 5. 5 pe 4 minus 2 pe... Da, 3. 2 pe 5. Și acum 4 minus 1, 3 pe 5. 2, da? Da. Da, pe 5, pe 5. Aici e 2 pe 5. 5, da? Așa, 2 pe 5. Și acum 20-ul are rost. Da. Da? Numitorul este 20, corect. Nu știu de ce numitorul. Și face? 5 ori 4, 10. Deci, aici am plătit cu cât? 20, cu 5. Da, din coace cu... 4 și acolo cu 10. Cu 10. Și face? 5 ori 4. 5. 5 ori 5, 25. Ștefana, e bine? 5 ori 5, 25. Minus 4 ori 2. Minus 8. Minus 30. Așa ar veni, parcă, nu? Da. Totul supra? Tot supra 20. 20. Și este egal? Da. Dar nu merge. Deci, nu merge scăderea asta. Cred că este 5 pe 4 plus 2 pe 5 aici. Păi da, 2 pe 5 am zis. Dar e plus? Da, e plus. Păi, de ce am spus noi minus? Păi și eu am minus. Minus e plus tot. Deci plus 2 pe 5 acum. Hai să luăm acolo, în partea cealaltă, după 5. Aici e bine, păi da, 5 pe 4, da. Minus 2 pe 5, da. Și plus aici? Da. Plus, și la 30 nu. Plus, și plus facem aici. 5. Și plus da. Aici, da? Mm-hmm. Deci vine 25 minus 8 plus 30, da? 17 plus 30, 7. Deci face 25 minus 8, 17 plus 30, 47. Supra 20. 47 pe 20. E număr prim. Vreau să vă mai spun că puteam face întâi aici. Adică, dacă reluăm negheșițiul de aici, egal cu dedesubt, scrieți vă rog din nou încă o dată voi. Deci 5 pe 4 minus 2 pe 5. O să scriu pe caietul ăsta? Sigur. 5 pe 4 minus 2 pe 5 plus 2 plus în paranteză 2 minus 1 pe 2. Am zis plus acolo. Mă, am înțeles noi amândoi greșit? Na, ne cerem scuze dacă am greșit amândoi. Ștefania și cu Darius, spuneam că pot să fac asta, fac asta și până la două rezultatele. Deci, aici care ar fi numitorul comun ăsta două? Acolo ar fi tot 20. 20. 20 împărțit la 4 ar fi 5. 20 părțit la 5 cu 4, da? Da, dar regula este că mai întâi facem paranteza obligatorie. Sigur, dar nu mă afectează deloc. Știu. Deci nu mă afectează și paranteza o fac și pe ea. Deci am făcut asta ca să nu scriu de 7 ori acest rezultat. Veți vedea că ajung la același rezultat. De-aia vă spun că nu e nicio greșeală. Da? Deci nu e nicio greșeală. Și anume, iată să vedem. Numitorul comun este aici cât? 20. Și vine 5 ori 5, 25, minus 4 ori 2, 8, plus, aici numitorul comun l-am făcut, am făcut chestia asta și 2-ul, și am amplificat aici cu 2, vine 4, minus 1, 3 pe 2. 25 pe... Și
faci egal mai departe cu 25 minus 8. Cât face 25 minus 8? 17. 17 pe 20 plus 3 pe 2. Da? 17 pe 20 plus 3 pe 2. Și este egal mai departe cu numitorul comun este cât aici? 20, că sunt parte și la 20 la 2. Aici amplificăm cu cât? Cu 3. Cum nu pardă cu 3? Cu 20 împărțit la 2, 10. Da? Și va fi egal cu 17 plus 30 pe 20. 17 plus 30 face 47 pe 20. Cât de la data trecută? 47 pe 47. Da? 47 pe 20. Ce v-am, cu ce v-am atenționat eu aici? Că tot ce se poate face, se face. Nu așteptăm să facem paranteză și tot scrim 5 pe 4 minus 2 pe 5. 5 pe 4 minus 2 pe 5. Ce o facem? Da? Concret, haideți să mai vedem alt model. Te rog. 7 minus paranteză 2 întregi și 1 pe 3. 2 paranteze, da? Da. 2 întregi și? 2 întregi și 1 pe 3 minus 1 întreg și 1 pe 2. Așa. Și egal cu... Atât, da? Da, minus. 2 între 6, 7 pe 3. 2 între 6 și 7 pe 3, da. Minus 2 și 3 pe 2. 3 pe 2, da. Și 7 minus. 7 minus paranteza, nu mai facem, o facem direct. Deci deodată spunem, da. Spunem o singură linie de fracție. Număr comun 6. Numitorul comun. Da, numitorul comun 6. Aici amplificăm cu... Da, cu 2. Și 2. Aici, și aici cu 3. Și vin 2, 7. 7, 14. Minus. Minus 9. Pe 6. 6, așa. Și egal cu... 7 pe 1. 6. Minus, te rog, vorbește. Minus 5. Minus 5 pe 6. Minus 5 supra 6. Și egal cu numărul 6. Numitorul cu 6. Și amplificăm cu 6. 42 supra 6. Minus 5 supra 42 6, minus 5. Totul pe 6. Așa. Și face? 37. 37 supra 6. Ia să vedem dacă este ireductibilă. Da, este ireductibilă. Este ireductibilă că 6 ar vrea prin 2 și 3, dar nu prea 3, 7, nici într-un chip. Așadar, da. Terminat asta, altceva? Ce? Și mai mult dintre alea, 2 întregi și 1 pe 5. 1 pe 5. Minus. O paranteză 2 supra 3 plus 1 supra 5. 2 supra 3. Plus 1 supra 5. Da. Și egal cu 5, 10, 11 supra 5. 2, 5, 10, 11 pe 5. Așa face, da. Așa, minus, doar cu 5, 10. Amplificăm pe prima cu 5. 10 pe 15. Deci pe prima cu 5 și pe al doilea cu 3. 10. Și face 10 plus 3 supra 15. 7 plus 3. Și egal cu 11 pe 5. Minus 13. 13 pe 5. 15. 15. Am făcut prima. Cu 3, da, pe 15 se împarte la 5 cu 3, da.
Da, și egal cu 33 supra minus 13 supra 15 și este egal mai departe cu 15. Da. Ce faci acolo? Și este egal cu 20 pe 15. Este deductibil sau ireductibil? Deductibil. 20 pe 15. Este? Reductibilă. Simplificabilă prin 5. 4 pe 3. 4 pe 3. Așa. Mai ai unul? Da, în deu și ultimul. 7 pe 12. 7 supra 12. Plus 2 supra 3. Plus 2 supra 3. Minus, paranteză, 1 întreg supra 1 pe 2. 1 întreg și? 1 pe 2. 1 întreg și 1 pe 2. 2. Da. Minus, 1 întreg și 1 pe 3. Da. Închidem paranteza, egal cu. Pe 2 pe 3 la cu 4 ne dă 8. Deci aici putem face lucrarea. Amplificăm aici cu 4. Și ne dă 8 pe 7 plus 8. Da? Da. 7 plus 8 pe 12. Da? În metodul comun este. Egal 15 pe 12. Și face deodată 15 pe 12. Minus 1, 3, 2, 3 pe 2. Minus. Introduce întreg în fracție, zici 1 ori 2, 2 și 1, 3. Da. Da? Și egal 4 2, 2, 3. Și face cât acolo? Aici, acolo face 2 pe 3. 3 pe 2. 3 pe 2. 3, pardon, 3 pe 2 minus 4 pe 3. Da. Închidem paranteza și este egal cu minus 2, 6, 15 pe 12. 15 pe 12 nu-mi place să lucrez cu ea. Că este... Vreau să văd dacă... Prin 3. Și cât este dacă simplificăm? Este 15, 4, nu? Da. Dacă simplificăm, o facem ireductibilă, da? Simplificăm prin 3 și face 15, 4, minus. Ia să vedem mai ce se întâmplă. 9 supra 6 minus. Deci 9 minus 8 supra 6. 9 minus 8 supra 7 și este egal cu 5 pe 4 minus 1 pe 6, da? Că 9 minus 8, 1 pe 6. Și acum, care e numitorul comun între 4 și 6? 12, deci am plecat mai aici cu 3. Și aici cu cât cu 2, da? 15 minus 2 12 și este egal cu 13 pe 12. 13 pe 12. Și gata, este răspunsul corect, este 13 pe 12. Ștefania, dă-ne și ieșiți-o acela care ți l-ai aducat temă, să vedem cum trebuia să-l faci, îl vezi și tu, explică cum l-a făcut ea și după asta încheia. Deci, cum spunea acolo ieșiți-o? Da, ieșiți-o, deci să se găsească mulțimea mare, da. Nu? Deci mulțimea mare egal cu cine? Iată-l și tu, Darius, că te înviești frumos. Deci mulțimea mare egal cu toți acei x
numere naturale cu proprietatea că... 2 ori x plus 5 aparține numerelor naturale. Așa. Deci cine sunt x-ii pe care, dacă îi înlocuim, fracția asta se devine număr natural? Cum ai făcut-o? Eu pe 12 l-am înlocuit cu 4 ori 13. Deci ai luat deoparte 12 x plus 97 supra 3 x plus 5. Ai zis așa. Egal cu 4 ori 3, nu? Da, 4 ori 3. 4 ori 3 x plus? Plus 97 supra 3 ori x plus 5. Da. Și după pe 97 l-am înlocuit cu 5 plus 92. Pe 97 cu 5 plus 92. Da. Dar nu poți să scoți 4 în 4, tu ar trebui să scoți 4. Cu 20 plus 77 este să mă crești. Ia să vedem. 4 ori 3x plus 20 plus 77 supra 3x plus 5. Că acum pe 20 o să spui 4 ori 5 și ce fericit o să fii când o să-ți poți scoate în factor comun pe 4 și să-ți rămână 3x plus. Problema asta? E, am dat-o eu care ieșiți eu. Ah, acasă. Da, cartea. Deci face egal mai departe cu... Da? 4x. Aici trebuie să se insiști, da? Deci vine 4 pe lângă 3x plus 5 plus 77 supra 3x plus 5. Și acum distribuim, visăm la cele două fracții. Distribuim 3x plus 5 și supra 77 plus 3x plus 5 și divizorii lui 77 te interesează, da? E, așa trebuie să faci. O continui așa, Ștefania, și găsiți mulțimea. Și, Darius, veni și tu, nici eu ți-ai luat-o asta. Asta care am dat-o acum. Dacă nu ai luat-o acum, să dau eu una pentru mâine, să găsească mulțimea mare, formată din tot acei x natural, pentru care, Ștefania, mă doi scrieți, pentru care? Pentru care x plus 39 supra 2x minus 2x minus 3 să fie număr natural. Da. Ne oprim aici. Iată. Da? Să vedem sinteza orei. Care a fost de bază aici discuția noastră? A fost cu fracții, nu? Scoaterea fracțiilor. Am uitat chiar și sunt sumești. Introducerea și scoaterea fracțiilor. Întregilor dintr-o fracție, da? Deci, fracții. Operații. Doi. Introducerea întregilor în fracții. Am mai făcut cel mai mic multiplu comun, cel mai mic multiplu comun. Fracții reductibile. Ireductibile. O să depan ca un scăpat în școală. Da? Da, că așa facem și la ora de matematică. De fiecare dată îmi zicem. Deci, azi ce am făcut? Așa, 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 așa. Pentru mine aveți ca temă. Mi-ați dat temă. Așa. Așa, și de fiecare dată face foarte multe exerciții la tablă, da. Și ne explică. Deci, fracții reductibile. Și am mai făcut fracții reductibile. Reductibile. Și criterii de divizibilitate. Da. Am repetat, criterii când la 2, când la 3, când la 5, da? 5 criterii
La revedere, dragilor! La revedere! La revedere!